Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Costi Ivașcu, iată care sunt principalele evenimente ale ediției. Ziua de duminică a fost una cu ghinion pentru un cioban din satul Capul Piscului. Bărbatul a fost rănit de un urs care i-a atacat animalele de la stână. Mai multe imediat la Observator. Paradă inedită de dans, culoare și frumusețe. De asta au avut parte toți cei care s-au aflat sâmbătă seara în centrul Piteștiului. Dansatori din 11 țări au defilat pe strada principală și au făcut adevărate demonstrații în fața sute de curioși spre încântarea acestora. Detalii la știri. Comuna Bascov este o localitate multinațională, internațională și în același timp atipică față de alte așezări rurale din țară. Francezi, italieni sau greci trăiesc la oaltă cu românii într-o comuniune de invidiat și au sărbătorit ziua vecinului. Despre ce este vorba vă spunem imediat la Observator. Ziua de duminică a fost una cu ghinion pentru un cioban din satul Capul Piscului. Bărbatul a fost rănit de un urs care i-a atacat animalele de la stână și pe care a încercat să-l omoare cu o bâtă și un topor. Primele date ale anchetei arată că ciobanul, exasperat de atacurile repetate ale ursului din ultimele zile, a încercat să-l omoare, având asupra lui o bâtă și un topor. Bărbatul s-a apropiat de tufișul în spatele căruia se afla animalul, dar nu și-a putut duce planul la bun sfârșit, deoarece a fost atacat de acesta. Colegul ciobanului a sunat la 112 pentru a anunța incidentul, iar bărbatul a fost transportat la spitalul din Câmpul Lung. Să văd ce a fost. Am urcat pe un drum. Și când am ajuns în dreptul, a ieșit. A ieșit de la star, am luat-o la fugă, s-a luat după mine, m-am împiedicat, am căzut jos și am căzut pe o vară, așa, pe o ruptură de apă, așa, și n-am apucat să ieșit. Am rămas proroc, l-am văzut că mi-e după mine și am zis că nu mai vine și a venit și s-a pus pe mine și i-am pus piciorul în față și am dat gură. Am sărit și a venit și câinii din spate repede. N-a apucat să mai mă prindea cu dealul, decât m-a luat cu gura, s-a dat jos până și a fugit. Localnicii din zonă spun că în ultimele două luni urșii, în căutare de hrană, au început să coboare amenințător spre localitate și la stâna aflată aproape de vatra satului, dar până în prezent nu au avut loc astfel de incidente. Paradă inedită de dans, culoare și frumusețe, de asta au avut parte toți cei care s-au aflat sâmbătă seara în centrul Piteștiului. Dansatori din 11 țări au defilat pe strada principală și au făcut adevărate demonstrații în fața sute de curioși spre încântarea acestora. La Pitești a început Festivalul Internațional de Folclor Carpați, ce aduce în prim plan dansul și portul popular specific țărilor participante. Anul acesta au venit în orașul Lalelelor ansambluri folclorice din Bulgaria, Turcia, Georgia, Mexic și în premieră din Brazilia sau Coreea de Sud. Și astfel, timp de câteva zile, aici va fi un adevărat regal de dans. Festivalul Internațional de Folclor Carpați a ajuns la cea de-a 30-a ediție, o ediție jubiliară cu foarte multe surprize pregătite de organizatori. La evenimentul care a fost deschis pe scena Teatrului Alexandru Davil au fost prezente oficialități din Mexic, Georgia, dar și ambasadorul Coreei de Sud în România. Din partea mexicanilor, Constantin Nicolescu a primit cadou un sombrero, iar de la sârbi o bonetă tradițională. Festivalul a început cu demonstrații de dans chiar în fața primăriei Pitești, acolo unde piteștenii și autoritățile au asistat la momente de talent și maestrie desăvârșite. Pe lângă dansul specific fiecarei țări, oamenii au putut admira și costumele multicolore. Ritualurile mexicanilor, coreenilor sau georgienilor i-au lăsat pe toți cu gura căscată. Un alt moment extrem de frumos a fost parada participanților pe strada principală a Piteștiului, după care, în piața Vasile Milea, s-a dat startul distracției. Rând pe rând, dansatorii au urcat pe scenă și au dat adevărate demonstrații în fața celor peste 1000 de piteșteni ce s-au adunat la spectacol. Anul acesta, după 30 de ani de la înființare, festivalul vine și cu o noutate. S-a transformat într-un festival concurs în care sunt puse la bătaie premii consistente. Așadar, ansamblul folcloric care va reuși să câștige locul întâi va primi $3,000. Eu vreau să le mulțumesc și în același timp să-i felicit, fiindcă au bătut atac ales să ne prezinte nouă în aceste zile ceea ce e mai frumos. Sunt ambasadorii unei limbi universale, limba cântecului și dansului popular. Argeșenii au ocazia să vadă o diversitate foarte mare de dansuri, de civilizații,
și poate unele din ele sunt pentru prima dată, așa cum am văzut acum, Țara Galilor a venit prima dată, Coreea de Sud iarăși este prezentă cu un ansamblu destul de important și în speranța unor spectacole nu numai plăcute, dar în același timp și pentru noi un exemplu de a ne promova cât mai bine tradițiile și cultura noastră. Unul dintre momentele apreciate a fost și prestația ansamblului Dorul, ansamblul argeșan, care a câștigat numeroase premii peste hotare. E foarte frumos, întotdeauna a fost la câte ceva. Veni de fiecare dată? Da, sigur. Care ansamblu v-a mai bun? Nu sunt... cum să vă spun, pasionat a unei din toate culturile popoarelor care sunt mereu venite la Pitești, apreciem dansurile și de specificul țării respective. Nu e o persoană anume sau un ansamblu special. Cum vi se pare portul dansului? Foarte frumos. Eu cel puțin sunt impresionată de portul mexicanilor. Ce m-a plăcut acum? Costumat. Costumele lor. Ție ce-ți place cel mai mult? Îmi place să văd dansatorii dansând dansuri care nu pot să le vezi în fiecare zi. După Pitești, dansatorii participanți la festival vor da reprezentanții și în celelalte orașe din Argeș. Pentru a marca această ediție jubiliară a Festivalului Carpați, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș, în colaborare cu Consiliul Județean, au lansat o monografie a festivalului. Cele 30 de ediții ale Festivalului Carpați, la care au participat 249 de ansambluri, reprezentând aproximativ 30.000 de dansatori, au fost prezentate publicului în două cărți de excepție. Este vorba de monografia 30 de ediții ale Festivalului de Folclor Carpați, redactată de profesorul Costin Alexandrescu, fost director al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș, și de albumul de fotografii Festivalul Internațional de Folclor Carpați de Viorel Popescu, două cărți mult așteptate de lumea culturală argeșană. Această manifestare a fost lucrată și gândită în colectiv. În primul rând în colectivul Centrului Creației Populare, aici o contribuție inițială, având-o regretatul scriitor Toma Biolam, regretatul maestru coreograf Leonte Socaciu, colegul și prietenul meu Corneliu Lamba, cel mai tânăr din acest grup. Această manifestare nu s-ar fi putut desfășura în condițiile anilor 1975 dacă n-ar fi fost animatorul cultural profesorul Tița Mihai de la Curtea de Argeș. Suntem membri ai Consiliului Internațional al Organizatorilor Festivalurilor Folclorice, am avut o aprobare pentru 10 ani pentru faptul că noi ne-am îndeplinit așa cum a trebuit această misiune de organizare a festivalurilor. Am mai primit anul acesta posibilitatea să oferim încă 10 ani organizarea acestui Festival Internațional de Folclor Carpați. Administratorul public al Consiliului Județean Argeș le-a înmânat în semn de apreciere câte o diplomă coregrafului Dorin Oancea și profesorului Costin Alexandrescu, inițiatorul festivalului, dar și directorului Sorin Mazilescu, pentru implicarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Argeș în viața culturală a județului. Cred că Festivalul de Folclor Carpați a reușit să fie acea sevă care leagă o generație cu alta, acele valori care se transmit de la o generație la alta și tot ceea ce înseamnă păstrarea identității unui județ sau unui popor. Pentru că Festivalul de Folclor Carpați păstrează tradiția județului Argeș, dar păstrează tradiția națională. Înscris în calendarul Consiliului Internațional al Organizatorilor de Festivaluri Folclorice, sub înaltul patronaj al UNESCO, Festivalul Carpați a debutat în anul 1975 la Curtea de Argeș ca festival județean, iar din 1990 are caracter internațional. La ediția din acest an, cea de-a 30-a, festivalul a devenit concurs internațional de folclor, cele mai talentate trei ansambluri fiind răsplătite cu premii în valoare de $6.000. De-a lungul celor 30 de ediții la Festivalul Internațional de Folclor Carpați au participat 249 de ansambluri, reprezentând aproximativ 30.000 de dansatori de pe patru continente.
Comuna Bascov este o localitate multinațională, internațională și în același timp atipică față de alte așezări rurale din țară. Aici vorba românească să moară și capra vecinului pare să nu aibă corespondent în viața reală. Francezi, italieni sau greci trăiesc la oaltă cu românii într-o comuniune de invidiat. Pentru a marca această prietenie, dar mai ales pentru a întări și mai mult unitatea grupului, de câțiva ani comunitatea din Bascov împreună cu autoritățile locale sărbătoresc Ziua Vecinului. Totul a pornit de la o familie de francezi care au venit cu această sărbătoare chiar din zona lor natală. Comunitatea de francezi din comuna Bascov numără 10 familii, în mare parte familii mixte, între ingineri francezi veniți acum aproape 20 de ani la uzina Dacia din Mioveni și femei din Argeș care i-au convins pe constructorii de mașini să-și întemeieze aici un cămin și să se stabilească definitiv. Acum 2 ani am făcut prima petrecere și ce important... S-a deschis ușile. S-a deschis. Pentru mine e un problem de integrare. Și am făcut o petrecere așa în anii trecuta. Am cunoscut vecini și s-a schimbat foarte mult anul ăsta pentru că toate ușile a fost deschis. E important pentru că n-aveți o cultură de solidaritate. Vinul de Bordeaux sau specialitățile rafinatei bucătării franțuzești au fost repede înlocuite cu țuica de prună și ciorba de burtă, așa că fiecare, cu mic cu mare, cu ce au avut mai bun prin frigider sau prin cămară, au umplut coșurile și au venit la sărbătoare pentru a împărți bucatele cu vecinii. Avem tot ce ne trebuie, ne simțim bine, încercăm să socializăm, iar francezii care sunt aici prezenți, pe care îi vedeți pe aici, nu știu pe unde sunt, uitați-i, filmează și ei ca și dumneavoastră, sunt vecinii noștri, pentru că toate cuplurile pe care le vedeți aici, aproape 10 familii de francezi, sunt cupluri mixte. Vrem în primul rând să ne ajutăm între noi, dacă se poate, și bineînțeles să socializăm în primul rând, să ne cunoaștem toți. Aceasta este cea de-a treia ediție a sărbătorii vecinilor și, în mod evident, de la an la an, evenimentul capătă noi dimensiuni, noi vecini alăturându-se grupului de petrecăreți pentru a lega prietenii trainice. Noi, administrația locală, autoritatea locală, încurajăm această idee, mai ales că, să fim sinceri, la noi, la români, încă predomină situația cu capra vecinului, știți? Cred că va dispărea ușor, ușor, dacă încercăm ca în toate satele să facem acest obicei, să dispară această sintamă cu capra vecinului, să fim uniți și iată, la un par de vorbă cu fiecare cu cea un frigider, poate suntem mai uniți și ambianța este mai mare și sper să realizăm în comun lucru frumos. Așa este pătrole, de grise pe păbii, a lucrat pentru dreapta și pentru pământul său. Astăzi se încheie zilele orașului Mioveni, un maraton de evenimente cultural-artistice și întreceri sportive în care autoritățile au sărbătorit tinerețea și veselia, cântecul și dansul. Pe parcursul celor 5 zile, organizatorii acestui eveniment, primăria, Consiliul Local și Centrul Cultural Mioveni, au avut surprize pentru toate vârstele și toate gusturile cu nume de artiști celebri, precum Maria Ciobanu, Ionuț Dolănescu, Constantin Enceanu, Sore sau Francesco Napoli. Zilele orașului Mioveni au reprezentat un eveniment mult așteptat, care au adunat de-a lungul a 5 zile pline de distracție, concerte și competiții sportive mii de oameni. Printre cele mai savurate momente s-a numărat etapa națională de rallycross, la startul căreia s-au aliniat timp de 2 zile zeci de piloți din toate colțurile țării. Un alt moment de intensitate maximă a fost concertul artiștilor celebri precum Sore din La La Band sau renumitul interpret italian Francesco Napoli. Che sarà, che sarà, bravi! Che sarà della mia vita, chi lo sa? So far tutto, forse niente da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Seara de duminică s-a încheiat cu un remarcabil concert folcloric susținut de Maria Ciobanu împreună cu Ionuț și Doinița Dolănescu în fața 15.000 de spectatori. Domnul primar Georgescu spunea înainte de spectacol și Ionuț să te aștepți că vor fi în jur de 10-15.000 de spectatori, ceea ce la un concert folcloric este foarte, foarte mult.
Deci, iată-ne la Mioveni, cu gânduri bune, cu gânduri frumoase, la mulți ani Mioveni. Dumnezeu să îl țină sănătos pe primarul dumneavoastră. Așa. La acest eveniment au fost prezenți și oaspeți de peste hotare, mai multe delegații din orașele cu care Mioveniul este înfrățit, dorind să participe cu ansamblul folclorice la cea de-a 30-a ediție a Festivalului Carpați, care se va desfășura luni la Mioveni și care va marca încheierea celor 5 zile de sărbătoare. Noua echipă a Piteștiului FCM Argeș a învins cu 2-1 echipa de Liga a 3-a FCM Târgoviște într-o partidă amicală disputată pe stadionul Nicolae Dobrin. Chiar dacă au câștigat la echipa argeșană, lucrurile nu sunt deloc clare, mai ales că nu se concretizează achiziții de jucători cu care să se atace promovarea. Aproape 100 de spectatori au venit să vadă la treabă noua echipă a Piteștiului, însă au plecat dezamăgiți de la stadion. Fără nicio achiziție importantă, golurile violeților au fost marcate de doi juniori, fotbaliști născuți în 1996 și crescuți de antrenorul Viorel Moiceanu la FC Argeș. Naciu a deschis scorul în minutul 32, după ce a trimis mingea în plasă din volee din interiorul careului, după care dâmbovițenii au reușit egalarea până la pauză, după o greșeală a defensivei argeșene. SCM Pitești a preluat conducerea pe tabela de marcaj în repriza secundă, în urma unei centrări de pe stânga, iar Stancu a reluat din 6 metri direct în plasă. Antrenorul Iulian Crivac așteaptă întăriri de urgență a lotului, care să dea speranțe că se va putea îndeplini obiectivul de a promova în Liga a doua. Nu e în regulă deloc, în sensul că dacă vorbim, în ceea ce privește fondul de jucători al echipei, care este departe de ceea ce ne dorim și de ceea ce trebuie în momentul ăsta la special pentru Liga 3. În toate selecțiile observați sunt circa 20-25 de jucători pe la echipă. Antrenorii nu au reținut decât circa 7-8 oameni care ar fi de oarecare perspectivă în campionatul care începe pentru Liga 3. Nu știm și nu sperăm foarte mult, dar ne dorim ca pe 14 august Federația să decidă ca Piteștiul să aibă o echipă în Divizia B. Miercuri, echipa piteșteană va juca în Cupa României cu ASE Inter Slatina, partidă la care antrenorul Iulian Crivac speră să aibă măcar 14 jucători în lot. Următoarele 24 de ore, vremea va fi normală din punct de vedere termic pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab la moderat, iar presiunea atmosferică va avea tendințe de ușoară scădere. În jumătatea nordică a județului, cerul va prezenta înorări temporare care vor determina averse de ploaie, însoțite de descărcări electrice și intensificări trecătoare ale vântului. Valorile termice minime la nivelul județului vor fi cuprinse în general între 17 și 19 grade Celsius, iar maximele vor varia în intervalul 28-31 de grade Celsius. Domnilor și domnilor, atât pentru astăzi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi la Observatorul Local. Sunt Costi Ivașcu, ne vedem și mâine la aceeași oră. Pe curând!